Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bun venit la canalul Frumuseții Vârste Elegante, un canal pentru persoane după 35 de ani, un canal anti-age, un canal unde puteți găsi multe sfaturi utile, cum să înaintăm în vârstă frumos și elegant, sănătoși și frumoși din interior și din exterior. Dacă sunteți pentru prima dată la canal, vă motivez să vă abonați, să activați și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. O întrebare foarte, foarte delicată. Îmi scrie o doamnă: ce să fac că mi se freacă pielea între picioare? Chiar așa și mi-a scris. Desigur că este o întrebare foarte... e și delicată, dar și dureroasă. Fiindcă cu venirea căldurii, cu venirea verii, nu numai persoanele în vârstă sau cele care suferă de obezitate au această problemă, dar și tinerii și persoanele mai slăbuțe, fiindcă depinde de... și totul depinde de constituție. Problema aceasta apare acum odată cu căldura, vara, când transpirația este abundentă și... desigur că pielea se irită, pielea se inflamează, apare durere, dar sunt remedii care noi putem să le folosim. Cel mai simplu, îmbrăcăm bluși, îmbrăcăm pantaloni, îmbrăcăm șorți până la genunchi, capri. Și atunci o să evităm atingerea picioarelor. Scopul nostru de a găsi remedii ca picioarele să nu se atingă, pielea să nu se roadă, pielea să nu se irite, doar ca să lunece. Dacă chiar se atinge, să lunece. Este uleiul vegetal. Înainte de a porni la drum, aplicați un strat foarte, foarte ușurel de ulei. Vom aplica un strat foarte, foarte subțirel pentru ca hainele să nu se murdărească. Vazelina cosmetică. Pentru cei care suferă de această problemă, să aveți în arsenalul vostru vazelina cosmetică, fiindcă vazelina creează un strat protector. Nu se imbibă în piele doar pentru a proteja. La fel și crema pentru copii. Crema pentru copii care se folosește după pipi și după cache, căci la fel formează un strat protector, nu se îmbibă în piele, dar chiar dacă și cremele conțin ingrediente active, vor hidrata și vor hrăni pielea. Un remediu care l-ați mai văzut prin filmulețele mele este unguentul homeopatic Traumel. Traumelul care îi se cântă odă în Europa și nu numai, l-am întâlnit și în Canada. Este un remediu foarte, foarte util și foarte, foarte folositor. Vă recomand să-l aveți fiecare să-l aveți în farmacia voastră personală. Un unguent care conține extract de sunătoare, extract de echinacee, extract de gălbenele, are un efect antiinflamator, antiiritant, antialergic, antiedemic și ajută în cazurile când pielea, în cazul dat, pielea s-a iritat, pielea se descvamează, iritație, durere, este un unguent minunat, minunat. Vreau să vă zic că cea mai mare problemă este pigmentația după iritația pielii dintre picioare. Dar despre cum să înălbim pietele pigmentare în zonele intime va fi următorul filmuleț. Sper că sfaturile mele au fost utile, iar persoanele care au această problemă și folosesc alte remedii, alte metode, vă rog să scriți în comentarii, vă vor fi de folos pentru comunitatea noastră. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă doresc să aveți zile frumoase, însorite și pline de bucurii.